Domnilor, bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe Azi. Începem emisiunea cu o informație de ultimă oră. Gazprom a extins data limită de achitare a datoriei curente până la 26 noiembrie. De asemenea, pe masa deputaților a ajuns deja proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022. Documentul prevede un deficit bugetar record de 15 miliarde de lei. Analizăm situația financiară a țării împreună cu invitații mei de astăzi. Este vorba despre expertul Idis Viitorul, domnul Veceslav Ioniță. Bună seara, bun găsit! Bună seara! De asemenea, alături de noi este ministrul finanțelor, domnul Dumitru Budeanschi. Bună seara, ne bucurăm că sunteți alături de noi! Bună seara! Da, începem cu acest anunț al Gazpromului. Domnule Ioniță, cum vedeți acest anunț în condițiile în care săptămâna trecută vorbeam deja despre faptul că am depășit criza energetică? Iată că, din nou, ne paște riscul să existe o sistare a livrărilor de gaze. Nu cred că există riscul, nici nu cred că a fost. Mai degrabă a fost o campanie mediatică bine regizată. Din păcate, este o panică artificială. Da, cred că s-a isterizat societatea, s-a dus la maximul. Până la urmă se dorește ca să fie scoși din bugetul de stat o anumită sumă de bani. Parcă am un deja viu în 2014, deci tot așa, interesul poporului, protejarea cetățeanului și de final a rămas fără bani. Sper că de data aceasta, în mod special, autoritățile vor fi cu mult mai inteligente. Din cauza că modul cum acum se operează este unul foarte bănuitor și periculos. Deci, în primul rând, nu este clar și cred că va fi nevoie de o anchetă specială să stabilim cum a fost posibil ca Republica Moldova să aibă un contract până în septembrie, să nu fie prelungit, să ne pomenim că achităm pentru gaz chiar după formula nouă, mai mult cu 350 de dolari pentru 1000 de metri cubi, în final să avem o datorie nejustificată, creată în baza lipsii unui înțelegeri cu Gazprom. Tergiversarea, tărăgânarea a fost intenționată, dar este o eroare care ne aduce cel puțin 37 de milioane de dolari prejudiciu nouă cetățenilor. Iar acum soluția care s-a găsit, după mine, este una, să zicem așa, extrem de proastă. Și vă explica pe scurt din ce cauză. Deci să dai la o întreprindere care are atâtea bube și probleme termoelectrică, să dai banii, deci să, fără a face anchetă de unde au apărut datoriile, cum s-au format, cine nu a achitat, cum s-a administrat. Noi, mai mulți ani în urmă, colegii noștri de Idis Viitorul, domnul Șoito cu Victor Parlicov, a realizat un raport. Am realizat, de fapt, și eu am participat un raport pe fosta companie, acum sper că s-au îmbunătățit lucrurile, unde am descris 10 de modalități prin care s-au scos bani din companie. Și se face acest lucru. Iar după aceasta, acești bani să ajungă la Moldova Gaz, fiți atenți, sunt în baza unei datorii și, de fapt, această sumă noi ne achităm cu datoriile cele de 700 de milioane de dolari care le avem față de Gazprom, iar devierea tarifară de luna octombrie nu este acoperită, deoarece asta se achită termoelectrică. De aceea cetățenii vor trebui să o mai achite încă o dată prin tarif. Deci, scurt pe doi, această soluție, după mine, proastă și trebuie de văzut, sper că președintele țării, că ea acum cumva s-a dat la o parte de proces și vreau să spun aici chiar așa ca o declarație publică, fiecare ministru care este numit, el a devenit ministru mulțumit ratingului președintelui și orice ministru nu pățește nimic, el cum n-a avut rating, n-are rating și n-a să aibă. Tot ce se întâmplă acum cade drept în capul președintelui țării. De aceea președintele țării cred că va trebui să afle de la serviciile speciale, care sunt sigur că au monitorizat procesul, cine a lucrat, cum a lucrat, în interesul cui s-a lucrat, că noi acum trebuie să dăm această sumă de bani, îl dăm la o companie care sunt sigur că sunt toate dosarele necesare de unde sunt datoriile, iar cetățeanul nostru, încă o dată fiți atenți, deci dăm din buget bani fără ca cetățeanul nostru să primească un careva beneficiu, deoarece aceasta este o datorie a companiei de stat, iar nu rezolvă devierea tarifară din luna octombrie. Încă o dată repet, noi în octombrie am plătit 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar Moldova Gaz ne-a vândut nou gazul mai puțin de 240. Deci această diferență care în octombrie noi n-am achitat-o în tarif, ea rămâne pe umerii noștri ca să o achităm în decembrie, ianuarie, februarie și așa mai departe. Deci, după mine, acest lucru nu trebuie grăbit. Orice grabă, deci, seamănă fraudă,
Și sper foarte mult, sper foarte mult că nu vom avea deja viu din 2014. Deci acum urmărim tot ce se întâmplă, chiar dacă atunci era vorba de bănci și jafuri bancare, tot aceleași argumente, acum pur și simplu s-a schimbat foaia, dar pixul și tăcele au rămas aceleași. Deci e o situație gravă care mă face să nu tac din simplu motiv că peste jumătate de an toată lumea vor vorbi despre acest caz, dar din perspectiva unui dosar penal. Domnule ministru, trebuie să achităm Gazpromului 74 de milioane de dolari până la data de 26 noiembrie. Cum intenționează statul să facă acest lucru, astfel încât Gazpromul să nu sisteze livrările de gaz? Îmi pare rău că domnul Ioniț a venit aici cu niște acuzații. Multe din ele sunt absolut nefondate. Vin pe careva opinii și bănuieli. Deci, situația este foarte simplă, de fapt. În acel contract care a fost semnat între Moldova Gaz și Gazprom, este o clauză, după cum eu am înțeles, că Moldova Gaz trebuie să achite 50% din gazul consumat pe luna trecută și 50% avans pentru luna următoare. În cazul dacă Moldova Gaz nu are capacitatea și nu achită această sumă, Gazprom are dreptul să suspendeze sau să întrerupă contractul de livrare a gazelor. Aceasta este un fapt. Acum, desigur, Moldova Gaz n-a fost capabil să-și onoreze aceste obligații. În această situație, când această companie care avea această obligație să își îndeplinească această obligație față de Gazprom, nu o poate face, noi suntem puși în situația, ori lăsăm Gazprom așa în neputința sa și avem întreruperea furnizării de gaze și dacă domnul Ioniță consideră că asta este un show, eu n-am înțeles cine l-a organizat, dar dumnealui consideră că asta este un show mediatic, ceva de tipul ăsta, deci din câte eu știu, este un avertisment serios transmis pe căi regulamentare Moldova Gaz. Deci nu este absolut niciun fel de show. Este o avertizare în conformitate cu contractul privind posibila întreruperea contractului. Care a fost interesul Gazpromului? Și dacă el funcționează, să spunem așa, corect față de toți beneficiarii sau consumatorii sau nu, asta e un alt subiect, putem să-l discutăm, fiindcă sunt... Înțeleg. Domnule ministru, dar cum va achita statul această datorie? Deci, încă o dată, noi nu vorbim de o datorie. Este vorba despre faptul că Moldova Gaz trebuia să achite această sumă pentru, am spus, 50% gazul consumat și gazul pentru luna viitoare. Neavând posibilitatea să achită această datorie, s-a venit cu această soluție că guvernul ar putea achita o datorie pentru termoelectrica și, apropo, este o datorie care este fixată în rapoartele de verificare și de audit. Din câte eu am înțeles, asta nu este domeniul meu, cu păreri greu, nu pot să vin cu mai multe detalii, dar din câte eu cunosc și a fost confirmat că este o datorie validă. Nu este o datorie, eu știu, inventată, scrisă pe hârtie sau nu știu mai ce. Având această datorie termoelectric către Moldova Gaz, o variantă prin care Moldova Gaz ar fi capabilă să transfere acea sumă de bani pentru gazul consumat, ar fi achitarea de către termoelectrica acestei sume către
Moldova Gaz. Deci parlament? Însă Energocom, care va face această achitare în numele la termoelectrica, de fapt va putea să încaseze contravaloarea la aceste sume din raportul cu termoelectrica. Domnule ministru, mâine Parlamentul se întrunește în ședință și urmează să aprobe acea rectificare. Doar o secundă. Da, și urmează să aprobe... Să aflăm. Domnul ministru, înțeleg clar eu că există o datorie a guvernului față de termoelectrică? Guvernul nu are datorie, are termoelectrică are datorie. Nu, asta e clar. Și atunci legal, dacă e clar, cum, atunci ce treabă are guvernul cu datoria termoelectrică? Deci eu v-am explicat, dumneavoastră, mi se pare foarte clar. Nu. Dumneavoastră puteți să povestiți nu, aici nu, mult nu, și bine. Legal, eu nu vreau să povestesc. Dar mâine Moldova Gaz nu va achita la Gazprom și noi o să ne trezim cu contractul suspendat. Acum noi vorbim nu este un alt subiect. Asta este subiectul de bază. Ca ministru al finanțelor veți semna o transfer de bani de 1,4 miliard de lei către termoelectrica. Baza legală... Nu către termoelectrica, domnul Ionuț. Către, ați spus că nu către termoelectrica, procedural va fi către Energocom. Către da? Energocom, exact. Exact, așa. Da. Acum întrebarea mea este, este ajutor de stat, nu este ajutor de stat? Care este baza legală? Asta, baza nu la este. Ce, în baza la ce statul oferă unui agent economic 1,4 miliard de lei? Asta este domnul Ionuț, dumneavoastră ați fost... Doi, a doilea care dice derivă. Această modalitate de achitare care noi o dăm la Energocom, care e numele termoelectrica, această modalitate de achitare, deci noi dăm din partea cetățenilor 1,4 miliarde de lei, iar aceasta nu ne rezolvă problema diferențelor tarifare care au apărut în luna octombrie și cetățenii noștri vor mai trebui încă o dată să achete această sumă de luna octombrie. Deci asta vreau să spun. Și asta trebuie să fie clar pentru toți. Că e bun sau rău, de asta se va discuta următoarele săptămâni, că noi am ajuns că până mâine trebuie să achităm, dar următoarele luni, că vor fi următoarele luni se va discuta, domnul ministru, vă asigur că va fi luni de zile discutate, va fi cum e posibil ca noi să achităm de două ori, o dată din bugetul de stat 1,4 miliarde de lei și a doua oară prin tarife, deoarece noi achitând această sumă de bani, noi de fapt față de Moldova Gaz nu achităm nimic și Moldova Gaz va veni la ANRIE și va spune vă rog majorați-ne tariful, deoarece cetățenii Republicii Moldova nu au achitat în luna octombrie bani. Deci asta e discuția care trebuie să înțeleagă fiecare cetățean. Că deja toate chestiunile astea, că rămânem fără gaz... Nu, domnul Ionuță, dați să nu... Deci să spuneți niște chestiuni absolut eronate. Nu plătește nimeni nimic de două ori. De unde ați luat chestia asta? Iată cum la dumneavoastră poate să apară această chestiune că cineva va plăti de două ori? Atunci vă explic foarte simplu. Ia să vedem. Vă explic foarte simplu. Da. Deci datoria care dumneavoastră o dați. Suma aceasta de 1,4 miliarde de lei este datoria termoelectrică. Termoelectrică față de Moldova, are datorii față de Moldova. Are, da. Are. Și așa. Deci și noi datorie, o achităm. Noi achităm 1,4 miliarde de lei din motive... Ce înseamnă noi o achităm? Din bugetul de stat, noi cetățenii. Dar eu vă explic încă o dată că această datorie termoelectrică o întoarce înapoi la Energocom. Ce înseamnă o achităm? Dar Energocom, deci noi am dat din bugetul de stat banii. Nu, dumneavoastră de întâi lămuriți-vă da. Și după aia veniți cu ce e ce... Dar deci nu invers. Dumneavoastră acuzați? Deci noi de 1,4 miliarde, ca să fie foarte clar, de 1,4 miliarde lei care au fost luați din bugetul de stat, că acum îi dăm la Energocom, Mold Electrica, deci ei au fost luați din bugetul de stat. Noi achităm banii. Însă, aceasta este o datorie a termoelectricii față de Moldova Gaz, dar nu se rezolvă problema datoriei cetățenilor față de Moldova Gaz. Și asta vreau să vă spun, că cetățeanul Republicii Moldova, Moldova Gaz va veni acum la ANRIE și va spune datoria lor din luna octombrie va trebui de achitat încă o dată. Asta vreau să explic acum. Dar permiteți, domnul ministru, da, să răspundă. Asta e tot. Asta e tot ce am vrut să spun. Eu, de fapt, la cetățeni am vrut să spun, nu, domnul ministru. El să va descurca acolo. Spuneți la cetățeni, dar spuneți lucrurile corecte și clare. Va fi luni de zile discutat. Vă asigur că va fi luni de zile discutat. Că lucrurile nu se vor rezolva cu această... cu acest episod de această lună, acest sigur, episod poate să apară și luna viitoare, poate să apară și încă peste o lună sau două luni de zile, dar aceasta este realitatea. Noi trebuie să reieșim din această realitate. Și în această realitate, guvernul nu plătește niciun fel de datorie, cum dumneavoastră spuneți, care nu știu de unde a apărut. Este o datorie reală, care a fost formată de către
termoelectrică față de Moldova Gaz, în primul rând. Într-a doilea rând, această datorie nu este astupată, cum dumneavoastră spuneți, dar Energocom, care va achita această datorie în numele de termoelectrică, va recupera de la termoelectrică fix aceeași sumă înapoi. Asta am înțeles. Până aici e clar? Bugetul dă, bugetul primește înapoi. Deci bugetul dă 1.400.000, bugetul primește înapoi. Am dat în 2014 și 2015. Domnul Ionită, în 2014 dumneavoastră ați dat. Eu n-am dat. Și vă, nu că dacă nu știți, vă spun eu acum, că am auzit că cineva a spus. Eu pot să vă spun că în mulți ani altceva a fost făcut. Dar eu vorbesc acum concret de această operațiune. Deci bugetul dat, bugetul, adică Energocom va lua înapoi sumele cele. Pentru ce Energocom va folosi aceste sume și când va avea nevoie? Energocom este o instituție, care este o întreprindere a guvernului, care în, la momentul dat are tranzacții pe energie electrică și va avea mai departe tranzacții pe gazele naturale. Intenționăm să dezvoltăm această companie ca o companie cea mai importantă companie pentru gaze. Deci toate aceste sume care sunt astăzi la Termocom, la, îmi cer scuze, la Energocom, livrate la termoelectrica, într-o formă sau alta, se vor regăsi înapoi la Energocom. Și Energocom va implementa acel program de securitate energetică care va fi necesar la momentul respectiv. Domnule ministru, dar de ce nu s-a acționat până acum pentru achitarea acestei datorii în condițiile în care în contract era prevăzut că până la data de 20 a fiecărei luni trebuie să dăm banii? Dumneavoastră vorbiți acum de o datorie a Moldova Gaz către Gazprom. Nu există comunicare între guvern și Moldova Gaz, ca deci să întrebați dată. Dacă deci au achitat banii. Vorbiți de o datorie a Moldova Gaz față de Gazprom. Corect? Așa. Guvernul nu face parte din compania Moldova Gaz. Moldova Gaz este o întreprindere sinestătătoare. Dar există reprezentantul guvernului la Moldova Gaz, nu va anunța... Reprezentantul guvernului la Moldova Gaz nu este director la Moldova Gaz sau nu este cel care are conducerea operațională a acestei întreprinderi. Și nici nu este majoritar. Majoritar este Gazprom în această întreprindere. Deci, noi am pus speranța și nu numai speranța, dar așa cum este și normal, că aceasta este obligația la Moldova Gaz. Ea trebuia să-și găsească căile prin care să achite această sumă. Din diferite motive, acest lucru n-a fost făcut. Acum, noi o să vedem mai departe ce se întâmplă cu gestiunea în cazul acestei întreprinderi, dacă aceste dificultăți, ele sunt reale, nu sunt reale, dar la momentul dat obligația era a Moldova Gaz. Moldova Gaz, după cum vedem, nu și-a îndeplinit obligația și în cazul ăsta guvernul n-a putut stăi deoparte să spună noi nu suntem responsabili, opriți gazul și am mai departe. Ce se întâmplă mâine în Parlament? Referitor la ce? Urmează să aibă loc rectificarea bugetului de stat pentru 2021 și să fie alocată această sumă. Nu. Deci uitați-vă, aveți dreptate, de fapt, urmează să fie alocată. Suma, de fapt, a fost alocată în perioada când a fost perioada de excepțională. Noi acum doar am venit cu modificarea legii în virtutea că s-a finalizat această perioadă și după finalizarea perioadei, actele care au fost aprobate pe perioada acestei stări de urgență, sunt abrogate. Și noi trebuie să intrăm în legalitate cu acele decizii care au fost luate în acea perioadă. Din această cauză, noi am venit la Parlament cu această rectificare, care de fapt a fost efectuată încă pe timpul când era în baza deciziei Comisiei Situații Excepționale. Am înțeles. Domnule Ionită, cum vă explicați situația că ajungem la data de 22 și primim ultimatum de la Gazprom privind o potențială sistare? Eu acum nu voi face foarte multe comentarii. Vă asigur că se va fi subiect de discuție multe luni de zile. Vă referiți la faptul că guvernul a știut și n-a acționat pur și simplu? Eu cred că a fost o proastă gestiune a procesului. Din partea cui? Din partea guvernului. Cum guvernul gestionează acest proces? De simplu motiv că atunci când tu semnezi... Guvernul gestionează... Atunci când guvernul semnează și spune că noi garantăm
că din, prin decizia comisiei, punctul 8 din acord, din protocol adițional, când guvernul știe că el este cel care garantează în ultima instanță că suma va fi achitată. Ce scrie în punctul 8? Vă rog, spuneți-mi. Eu să-l citesc când îmi citați-l, da. Deci acum scrie decizia. Da, nu scrie data 22, dar scrie foarte clar. Nu scrie ce spuneți dumneavoastră. Acolo spune altceva, că guvernul va asigura e finanță, da. Compensațiile pentru consumatori. Nu pentru consumatori, nu este pentru consumatori. Nu. Aici, acum cineva să-l găsească, să-l pui pe... nu e pentru consumatori. Acum să ne întoarcem. Da, este felul următor. Deci, a fost o gestionare defectuoasă, până ce spunem defectuoasă, lucru care cred că va fi anchetat. Doi, guvernul a transferat Energocomului, deci guvernul a transferat Energocomului bani sub pretextul că noi de azi înainte vom avea securitate, 1,4 miliarde de lei, trebuie de văzut ce se întâmplă. Acum Energocomul, trebuie de văzut care este baza legală, că el dă acești bani la Mold Electrica. Și cel mai important, ca tot să înțeleagă cetățenii noștri, că această sumă de bani care este dată nu rezolvă problema diferenței tarifare din luna octombrie. Deci Moldova Gaz în prezent a primit banii ca să se achite cu Gazpromul. Acești bani sunt din contul unei datorii vechi, iar datoria formată în luna octombrie și în luna noiembrie nu este achitată și Moldova Gaz va veni la ANRIE și va solicita majorare de tarif din simplu motiv că datoria formată în octombrie nu s-a achitat. Și domnul ministru, acum trebuie să recunoașteți că datoria plătită acum de 1,4 miliarde de lei este o datorie a Mold Electrica vechi, nu de acum. Și mai rămâne încă o datorie din prezent din luna octombrie și noiembrie. Deci asta trebuie să înțeleagă cetățeanul nostru. Nu, că banii cei de 1,4 miliarde de lei care se duc nu rezolvă problema tarifară. Am și înțeles. Lucrul acesta vă spune toți experții, îi întrebați. Am înțeles, domnule ministru, ultima replică. Deci, dați să fim, eu nu știu cum să mai spun, pot să mai repet. În primul rând este vorba de termoelectrică, nu de Mold Electrica. Termoelectrică, îmi cer scuze. S-a schimbat, da, termoelectrică. Asta e toată greșeala. Nu, dar asta este important. Cetățenii termoelectrici. Da, asta este primul. Asta e cel mai important lucru pentru asta. A doilea lucru. Ce dumneavoastră tot de fiecare dată spuneți, nu s-a rezolvat problema cu tariful. Cu tariful, Andreea o să vii și o să spune care e tariful. Ce are guvernul cu tariful? Spuneți-mi, vă rog. Vă răspund. Din cauza că cetățeanul Republicii Moldova știe că s-a dat bani publici, 1,4 miliarde de lei, pe ce? Și el acum speră că s-a dat bani publici. Pe ce s-a dat bani? Din bugetul de stat au fost dat bani. Pentru ce s-a dat bani? S-a dat pentru că a fost rezolvat problema de securitate energetică și acum ai dat la termoelectrică, a dat bani aceștia. Din bani publici. Termoelectrică era datoare la... Domnul ministru, cine era datoare? Asta trebuie să ocupe Procuratura Generală. Noi acum vorbim că din banii de bugetul statului. În opinia s-a dat publică, de bugetul statului deci, eu vă explic încă o dată și dacă dumneavoastră nu vreți să înțelegeți, asta e treaba dumneavoastră. S-a dat bani sau nu s-a dat? Deci, permiteți-mi, vă rog, domnul ministru să explice. Sunt bani alocați pentru Energocom. Corect. Energocom, posibil că va rezolva problema aceasta de cash flow pentru a plăti, ca Moldova Gaz fi capabil să plătească la Gazprom. Până și e clar. Deci s-au dat din bugetul de stat 1,4 miliarde de lei. Deja motivul de ce este a doua explicație. Cetățenii noștri erau siguri că acești 1,4 miliarde de lei, care sunt banii noștri, li rezolvă lor presiunea tarifară din acești ani. Asta de unde asta dumneavoastră? Nu, acești bani nu rezolvă presiunea tarifară. Acești bani rezolvă nu stoparea. Și acum vreau să spun la cetățenii. Nu stoparea gazului. Guvernul a dat 1,4 miliarde de lei și voi vă mai trebuie să mai plătiți în tarif încă 1,4 miliarde de lei. Asta trebuie să spun, e clar. E clar sau nu e clar, domn ministru? Cetățeanul nostru va trebui să plătească încă o dată acești bani de luna octombrie. Ceea ce ați dat dumneavoastră sunt niște datorii istorice, deci eu vă care spun noi am spus că le vom rezolva nu plătește nimeni nimic de două ori. De unde dumneavoastră luați asta? Eu nu pot înțeles. Banii ăștia, noi îi dăm la Energocom, Energocom, peste o bucată de vreme, o să fie înapoi la Energocom. Cum plătim noi de două ori? Ce-l interesează pe cetățean, vă spun eu, că din bugetul de stat s-au dus 1,4 miliarde de lei și asta n-a ajutat absolut deloc pe dânsul. Dar dumneavoastră nu spuneți adevărul. Dumneavoastră spuneți lucruri tot false. Tot adevărul cetățeanul nu va vedea în factură, domnul două ministru. Îl va vedea în factură. Dar factura n-are nimic cu acest 1,4 miliarde. N-are absolut nimic.
Am înțeles, noi depășim acest subiect. Cred că trebuie să mergem mai departe. Da. Oamenii au înțeles, credeți-mă că oamenii au înțeles foarte clar. Subiectul acestei emisiuni era legea bugetului de stat pentru anul 2022. Domnul ministru, mâine urmează să mergeți în Parlament pentru a cere votul deputaților pentru acest proiect. La modul general, cum ați califica bugetul pentru anul viitor? Unul al solidarității, al dezvoltării, al investițiilor, cum l-ați califica? Bugetul acesta are trei, să spunem așa, factori care a fost influențat major. Deci, în primul rând, a fost un buget în care a venit această criză a gazelor. Această criză a gazelor ne costă destul de mult și a trebuit de ajustat bugetul astfel încât cetățenii să poate să treacă peste acest șoc a prețurilor la gaze și resursele energetice. În a doilea rând, acesta este un buget care a venit să rezolve problemele pentru păturile social vulnerabile, pentru păturile cu venituri mai reduse, în special pentru pensionari, astfel încât a fost necesar, iată, factura aceasta pentru protecția socială să fie substanțial majorată. Și a treilea factor ține de factorul de dezvoltare. Noi înțelegem foarte bine că Republica Moldova, dacă nu investește, noi nu avem șanse de dezvoltare. Și din acest punct de vedere, noi am încercat să alocăm maxim posibil din ceea ce a fost ce poate genera economia Republicii Moldova la ziua de astăzi pentru cheltuieli capitale. Domnule ministru, dar am văzut că avem un deficit bugetar record în acest an, 15 miliarde. Cum planificați să acoperiți acest deficit? Deficitul bugetar este finanțat în cea mai mare parte de către din surse externe. Și din 4,9 miliarde din emisia de VMS-uri pe piața locală. Acest deficit de 6% din PIB a fost posibil de finanțat datorită activității guvernului și unor parteneriate puternice cu partenerii de dezvoltare. De asemenea, a fost posibil prin faptul că partenerii de dezvoltare au încredere în acest guvern. Noi știm foarte bine că până la acest guvern, Republica Moldova practic era izolată pe piața internațională. Dacă am fi intrat, să spunem, în aceeași situație, în aceleași condiții de izolare, Republica Moldova astăzi se confrunta cu destul de grave probleme. Iar această situație de criză ce ține de anul viitor ar fi practic lăsat cetățenii unul la unul în întregime cu această criză. Datorită acestor susțineri din partea partenerilor externe, noi avem această posibilitate să compensăm o parte din factura gazelor, am majorat pensia, am majorat un șir de prestații sociale, deci într-o oricare măsură am ajutat în special populația cu venituri mai joase să poată să nu simtă atât de puternic această majorare de prețuri la gaze și, în general, majorarea prețurilor. Am înțeles. Domnule ministru, dar bugetul este cea mai importantă lege a țării. Vineri el a apărut și tot vineri guvernul l-a aprobat. De ce nu a existat discuții în prealabil? De ce nu a existat mai multă transparență? Da. Mersi foarte mult pentru această întrebare, fiindcă eu chiar căutam cumva un pretext să mă justific. Dar toată lumea s-a întrebat de ce nu a existat consultări cu societatea civilă. Eu sunt acel care pe parcursul la mulți ani de zile am fost unul din cei care am monitorizat cumva bugetul Republicii Moldova, transparența bugetară și așa mai departe. Și eu să vă explic acum foarte simplu de ce anume așa și nu altfel.
Imediat cum s-a instalat nou guvern, noi am început procesul de pregătire pentru bugetul 2022. Însă, elaborarea procesului, proiectului de buget pentru 2022 ține de câteva etape preliminare. Prima etapă preliminară este CBTM, cadrul bugetar pe termen mediu, care trebuie să fie gata în luna iunie, cel puțin. Aceasta este, de fapt, cadrul major prin care sunt stabilite liniile de bază, sunt stabilite programele noi și, în așa fel, bugetul pe anul 2022 se setează pe acest cadru bugetar pe termen mediu. Acest lucru nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat din cauza că probabil guvernul vechi, țineți minte, nici nu era complet, în primul rând și într-a doilea rând a hotărât sau a decis că este bine că de acest proces deja se ocupe nouul guvern. Noi imediat în luna august am emis circulara privind procesul CBTM și privind pregătirea pentru proiectul 2022. Am obținut aceste propuneri și așa mai departe. Am sistematizat informația pentru cadrul bugetar pe termen mediu. În același timp, în acest proces a avut loc și restructurarea guvernului, care nu putea să, acest proces de CBTM și de planificare nu putea să aibă loc înainte de a fi finalizat procesul de restructurare a guvernului. Deci aceasta a mai, să spunem, a mai împins procesul acesta de planificare bugetară încă aproape cu o lună și ceva. Și iată, din momentul acela încoace, practic, procesul de elaborare a bugetului a fost unul non-stop. Noi avem nevoie ca acest buget să fie aprobat cât mai rapid posibil. Ne dorim foarte mult ca el să fie aprobat până la 5 decembrie, până la 3 decembrie. Și din acest punct de vedere nu am avut timp ca să lăsăm încă ceva, o perioadă pentru discuții. Și cu această ocazie vreau să vă spun că o să facem tot posibilul ca anul viitor, începând cu, cadrul bugetar pe termen mediu, să fie unul transparent. Foarte transparent și foarte calm, ca toată lumea să poată să fie implicată. Și acest lucru o să se vadă chiar începând cu luna decembrie-ianuarie. Domnule Ioniță, un deficit de 15 miliarde, dacă nu este riscant pentru Republica Moldova să avem un astfel de deficit? El depinde de unde îl acoperi. Noi, în ultimii ani de zile, din cauza că am avut, aici nu-i vina acestui guvern precedentele, din cauza că n-am avut suport extern, s-a făcut finanțare internă, cel mai mult, și uitați-vă, la anul numai dobânzele și în special pe credite luate pe intern, trebuie să achităm 2 miliarde și 300 de milioane de lei, în total 3 miliarde de lei dobânzele, plus creditele vechi, în total 6 miliarde de lei merg doar pentru dobânzi și credite. Și asta nu-i vina acestui guvern, deci cel mai mult pe noi ne-a afectat aceste dobânzi mari pe intern. Acum cu suportul extern. Eu sunt foarte mult sper că, într-adevăr, acest suport se va face vizibil și asta a fost în 2019, când a venit guvernul Maia Sandu, a reușit să primească suport și acest suport, în primul rând, se va manifesta nu prin împrumuturi externe pe care noi le planificăm, dar prin granturi. Sper foarte mult că în vară guvernul va reveni cu rectificarea bugetului, unde va majora suma de granturi și va scădea deficitul bugetar din contul împrumuturilor externe. Din ce cauză spun această cifră? În 2014, când Republica Moldova se bucura de cel mai mare suport financiar extern, noi am primit granturi de 4 miliarde lei sau 3% din produsul intern brut. La ziua de astăzi, dacă am avea astfel de volum de granturi și aceasta trebuie să fie cel puțin aspirația, atunci ar însemna 7 miliarde lei. Noi avem pe joana viitor, eu cred că este o cifră pesimistă, deci guvernul, Ministerul Finanțelor, întotdeauna, și aici trebuie să spun un lucru de bun în privința echipei de la Ministerul Finanțelor, întotdeauna au o politică bugetară, să zicem, rezervată, mai bine să planifici, mai puțin să prânești mai mult decât invers. Deci eu cred foarte sincer că la capitolul granturi, unde avem noi o sumă foarte micuță de 1,3 miliarde de lei, eu cred că ea va fi depășită
Dacă toate lucrurile vor merge bine și nu se vor întâmpla anumite cataclizme, toate lucrurile vor fi depășite cel puțin de două ori. Lucrul acesta ne va permite să micșorăm deficitul bugetar sau cel puțin să majorăm anumite cheltuieli. În rest, acest buget eu l-aș caracteriza mai degrabă ca un buget în continuare de supraviețuire și noi am avut 6 ani de zile buget de supraviețuire din cauza că am fost izolați pe extern. Acum ministerul a elaborat acest buget reieșind din perspectiva că noi avem o deschidere totală, dar ea trebuie să fie fructificată. De ce? El încă este un buget relativ după istoria care am avut în ultimii ani de zile. Sper foarte mult că se va îmbunătăți tot ce înseamnă alocație pentru drumuri, se va îmbunătăți capitolul pe investiții. La politica fiscală, care este un document care precede bugetul, este cea mai modestă politică fiscală care am văzut eu în ultimii ani, adică sunt foarte puține modificări. Practic, dacă n-ai vota-o, nu se întâmplă nimic. Acolo doar am marcat că se amână pentru primării, știu de văzut în ce, cu impozit pe bunuri imobiliare. S-a îmbunătățit esențial facilitățile fiscale pentru familie, copii. Eu astăzi am scris, deci, într-adevăr, este o măsură, după mine, cea mai bună posibil. Deci, ca să explic pe scurt, familii care au 2-3 copii, suma scutirilor pentru copil se dublează și, respectiv, presiunea fiscală, dacă ai 3 copii și lucrează doar o persoană, scade esențial. Dacă lucrează 2 și mai tare, scade pe familie. Deci asta e partea bună. În rest, practic, nu avem nimic. Am înțeles. Executăm bugetul, ieșim din criză, sperând că ieșim din criză. Am înțeles. Domnule ministru, dar întrebarea pe care și-o pune toată lumea este în ce măsură vor crește salariile în 2022, în condițiile în care Banca Națională a venit cu o prognoză nu tocmai optimistă, cu o inflație de 14% în 2022. Cum facem față majorării de prețuri? Cresc și salariile? Deci, eu trebuie să spun aici că proiectul de buget a fost elaborat în baza acelor previziuni care au fost actualizate de către Ministerul Economiei în luna octombrie. Pentru că bugetul a început înainte, Banca Națională a venit la 8 noiembrie cu publicarea raportului. Deci deja când la noi practic bugetul era gata, una la mână. A doilea, să sperăm că această prognoză de inflație nu se va adeveri. Poate vom avea o inflație mai, totuși mai joasă. Dar din acea anvelopă financiară de care dispune Republica Moldova la ziua de astăzi, noi am majorat salariile cu de fapt fondul de salarizare cu 10%. Eu vreau să spun că este totuși o sumă destul de mare. Deci nu este o chestiune de neglijat. Dacă inflația va fi mare, vom avea o situație de peste ceea ce a fost planificat, o să vedem cum această situație o să poată fi acoperită, mă refer la salariile în sectorul public, deoarece salariile în sectorul public la ziua de azi sunt extrem de mici. Nu numai că sunt mici, ele sunt și, să spunem așa, prost gestionate. Este cumva un fel de socialism, toți primesc la fel, indiferent de cine și cum lucrează. Nu sunt sigur că toate instituțiile au capacitatea și dorința și motivația pentru a lucra în privința eficienței. Toate aceste măsuri noi planificăm în anul viitor legat de sistemul de salarizare să începem să le rezolvăm. O să începem cu revizuirea legii 270 integral în baza unui sistem informațional în care vor fi introduse toate salariile din sectorul public și o să avem exact salariile la fiecare funcționar. Există careva lacune în sensul că nu știu de unde s-a luat această noțiune de economisire în fondul de salarii, ceea ce în mod normal, într-un sistem bugetar, atunci când bugetezi, faci un deviz pentru
salarii, nu ai de unde să faci economii decât dacă ai o unitate în plus și ai planificat-o. Deci dacă ai planificat-o, înseamnă că n-ai avut-o în plus. Deci chestiunea aceasta trebuie de exclus. În baza acestui sistem de informațional vom avea imaginea clară, în baza ei vom putea revedea legea 270, astfel încât să nu există dezechilibri în interiorul sistemului, că sunt aceleași tipuri de persoane care primesc salarii diferite, însă și o să dezvoltăm politicile de motivare puțin altfel, astfel încât persoanele care, să spunem așa, mai puțin contribuie, mai puțin să primească. Și mai sunt mai multe măsuri în acest domeniu pentru a spori, pentru a crește salariile în sistemul public, dar aceasta necesită puțin timp. Dar ați menționat dumneavoastră că se majorează fondul de salarizare. Concret, care sunt categoriile de angajați care vor beneficia de majorări? Deci noi am majorat valoarea de referință cu 100 de lei. Asta înseamnă practic pentru tot sistemul bugetar. În afară de aceasta s-au majorat câteva clase pentru câteva categorii de angajați. Aici sunt șoferii cu 2300 de unități. Este serviciul de asistență psihopedagogică. Deci la aceste categorii au fost majorate mai simțitor clasele, astfel încât să fie la nivelul cu alte profesii de același nivel. Mă refer la serviciul de asistență psihopedagogică. Și de asemenea a fost majorat salariul minim de la 2200 la 3100 de lei. Acum, cu păreri de rău, în sectorul public salariul minim era foarte jos, era o compensație pentru cei care erau sub acest minim. Acum, majorând acest nivel la 3100, ceea ce, din punctul meu de vedere, încă nu este suficient, noi trebuie să mergem și avem această politică pentru a unifica salariul minim în sectorul public și în sectorul privat, dar această chestiune ține de capacitatea bugetului, de aceea, de cele resurse care dispune Republica Moldova la ziua de astăzi, dar țintim ca într-o perioadă scurtă de timp să avem această problemă rezolvată. De asemenea, au fost majorate salariile pentru câteva grupe de salariați care, conform legislației, trebuia să le se acorde sporuri în condiții speciale de muncă. Ture de noapte, condiții dificile și așa mai departe. Deci, pentru medici, în 2022, planificați majorări de salarii sau nu? Medicii la noi sunt salarizați din altă, să spunem așa, nu din legea 270. Bugetul asigurării sociale. Da. Și ei au altă bază de salarizare. Noi discutăm acum despre măsurile care țin de legea 270, de persoanele care sunt salarizate pe această, deci în baza acestei legi. Acestea sunt undeva 180.000 de salariați. Am înțeles. Deci dumneavoastră nu știți dacă pentru medici sunt planificate majorări de salarii. Eu pot să vă spun că prerogativa Ministerului Sănătății. Noi deja am majorat pentru o parte din personalul auxiliar în sistemul medical salariile. Și de asemenea în proiectul de buget pentru fondurile obligatorii de asistență medicală vor fi și acolo introdus o creștere a salariilor. Domnule ministru, dar este adevărat un astfel de calcul că vor crește salariile deputaților cu 1500 de lei? 7,5%. Deci eu nu pot să vă spun acum exact cu cât vor crește salariile deputaților, dar deputații și ceilalți nu au avut ceva diferit. Deci la toată lumea s-a majorat valoarea de bază cu 100 de lei. Deci, iată, cu cât
S-a majorat salariul la deputați în baza la cei 100 de lei. Pur și simplu, deoarece deputații au o clasă mai superioară, probabil această creștere de salariu este mai mare la deputați decât la cei care sunt pe clasele inferioare. Cu cât este mai mare salariul, cu atât majorarea este mai mare. Cu atât majorarea va fi mai mare. Fiindcă noi am majorat valoarea de bază, valoarea de referință, și aceasta, cum ar veni, generează o creștere pe tot sistemul. Am înțeles. Domnule ministru, domnule Ioniță, vedeți o inechitate în acest sistem de salarizare? El nu îl poți rezolva deodată. Va fi la anul o mică problemă și ceea ce face în prezent guvernul și a făcut-o și prin sistemul ăsta de indexare a pensiei, încearcă să se ajute pe cei mai vulnerabili. Uitați-vă care e situația. Într-adevăr, s-a planificat că anul acesta va fi o inflație de 7,9%, e deja 8,8% în valoare anuală. În ultimele luni am trecut, am avut deflație, de aceea noi, din păcate, pentru toată lumea, vom trece foarte, foarte ușor de 10%. Acum, la anul, ce face guvernul? Într-adevăr, alocă pentru majorare de salariu ceva mai mult de 10%, fondul de salariu cu 10%, încearcă să-i ajute pe cei mai nevoiași, le ridică lor mai sus, la unii se ridică cu 20-30%, dar suma este infim de mică, iar la toți ceilalți crește cam, va crește cu 7%, 7,5%, ceea ce înseamnă că ei vor avea un venit real la anul mai mic decât anul acesta dacă inflația e 10%. Poți face ceva? După mine, dacă va fi situația, va fi bună și noi vom reuși cu partenerii externi, într-adevăr, să mergem așa cum trebuie, se va îmbunătăți, plus guvernul totuși la capitolul venituri a venit cu un buget destul de precaut. Ce am în vedere aici? Dacă ne uităm la creșterea veniturilor bugetare, ele sunt destul de modeste. În opinia mea, noi la anul vom avea o inflație de tot destul de mare, cel puțin în prima jumătate a anului, cu certitudine vom avea prețuri mari și inflația mare are două conotații, una negativă, dar una nu pozitivă, dar să fiu înțeles corect, o prețuri mai mari înseamnă și impozite mai multe, ca volum. Că noi anul acesta, spre exemplu, bugetul de stat a crescut puternic la capitolul TVA și acciză, inclusiv din motiv populația. Cheltui foarte mult, despre asta am vorbit, nu trebuie să mai repetăm o dată, s-a vorbit mult. Și la anul, eu sper foarte mult că încasările bugetare nu vor fi la nivel de 10%, dar vor fi cel puțin un 15%, ceea ce înseamnă suplimentar cel puțin 2-3 miliarde de lei față de cât s-a planificat, lucru care ar putea ajuta guvernul să facă față la cerință. Astăzi nu e posibil, dar v-am explicat, 10% dai la cei mai săraci, la restul dai 7%, prețurile vor crește cel puțin cu 10%, asta înseamnă că omul va avea o creștere de salariu mai mică decât inflația. La anul va cumpăra mai puțin decât cumpăra anul ăsta. Însă, vorbind optimist, eu cred că bugetul anul viitor la capitolul venituri va fi mai mare decât este scris aici. Domnule ministru, dar publicarea acestor bugete a venit automat cu un val de critici. Astăzi avocații au anunțat că vor ieși la protest în fața guvernului, întrucât a fost majorată contribuția asigurărilor sociale pentru această categorie de la 24.000 pe an la 27. Cum este justificată această majorare? La noi, în politica bugetară fiscală, eu nu mi-amintesc de așa. Este așa ceva. Deci politica bugetară fiscală este aceasta. Suma, teoretic vorbind, este egal cu rata inflației aproximativ. Deci dacă ne uităm la rata inflației... Rata nu a fost... Nu. Suma... Contribuțiilor asigurărilor sociale. Problema avocaților este alta. Deci ei anul trecut lor le-au dus să plătească această contribuție. Și nu știu de ce cauze ei spun că plătesc această contribuție, dar nu au asigurare socială. Aici este problema lor. Că dacă ne uităm atent în protestul lor, ei protestează nu atât de creșterea sumei de la 24.000 la peste 27.000, așa, că această creștere cumva îi puteau explica. Avem inflație, indexăm. Practic, ce a făcut ministerul? A indexat această sumă. Dar ei spun că noi plătim fără a fi protejați. Mie, când am auzit lucrul acesta de la ei, mi s-a părut puțin... mi-a trezit atenția. Trebuie să recunosc că n-am reușit să investighez situația, dar trebuie să verificați, domnul ministru, ei afirmă
Și bănuiesc că aici ceva este, că ei plătesc această sumă și este tratat ca impozit, dar nu ca contribuție la asigurări sociale. Și atunci ei dau această sumă de bani și în loc să ajute, să meargă cumva la asigurarea lor, se duce în buget și ei nu-i de ajuns să plătesc banii, dar încă nici nu sunt asigurați. Și pretenția lor este mai tare că ei nu sunt asigurați decât că suma crește. Dar și sunt nemulțumiți că suma crește. Da, dar cu certitudine suma crește. Eu vă pot arăta chiar acum în document, dar eu astăzi am verificat. Eu am verificat astăzi, că eu am trecut astăzi toată politica fiscală și am observat, aceasta n-am pus-o la ceva foarte, să zicem, care trebuie să-i dau o mare atenție, dar ați majorat-o. Deci s-a întâmplat acest lucru. Dar pretenția lor de bază, și asta trebuie să-i chemați și să discutați cu ei, ce înseamnă că ei nu sunt asigurați. Deci asta e pretenția lor. Noi plătim și nu suntem asigurați. A, dacă asta e așa, înseamnă că e grav. Înseamnă că cumva s-a făcut, că banii merg în bugetul de stat și în bugetul de asigurări sociale. Deci ei sunt la dâns și asta e plătit ca fel de impozit pe, nu știu. Nu, eu, deci, cu părere de rău, nu pot să vă răspund la ce dumneavoastră a spus, fiindcă eu nu știu exact de ce cineva consideră că se duc banii la bugetul de stat, dar nu la contribuții. Nu, eu nu spun. Ei au afirmat. Trebuie de verificat asta, domnul ministru. Ei au afirmat astăzi și mie mi-a fost foarte straniu și eu știu că ei sunt oameni pregătiți. Deci când au ieșit toți avocații și îți spun lucrul acesta... Au anunțat că ies la proteste. Înseamnă că este o problemă. Da, suma s-a majorat, ei sunt nemulțumiți de majorare, dar cea mai mare nemulțumire spun că plătim fără a fi asigurați. Că asta e... Da, domnul ministru, foarte scurt la acest subiect, pentru că nu mai avem timp. Dacă aveți o replică pentru avocați. Nu trebuie să mă documentez să văd care este nemulțumirea lor. Nu, nu-mi dau seama. Am înțeles, dar tot în politica bugetară fiscală este o prevedere care mi-a atras atenția. Taxa de drum urmează să fie virată în contul bugetelor locale. Care este raționamentul? Bugetul de locul întâi, din nivelul întâi. Deci acolo întâi, se face o... Și... Vă rog, domnul ministru, să răspundă care este raționamentul acestei decizii. Deci, în primul rând, această solicitare a venit de la autoritățile publice locale. Ele au solicitat ca să aibă în autoritățile publice locale din nivelul 1-1 100% din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Autoritățile locale spun că ele se confruntă cu lipsa de resurse pentru infrastructura drumurilor și au făcut în repetate rânduri această solicitare. De asemenea, având în vedere că procesul de consolidare a autonomiei financiare și, în general, resursele autorităților publice locale, să spunem, nu sunt suficiente pentru ca autoritățile locale să-și desfășoare sau să implementeze competențele proprii, a fost luată această decizie, s-au majorat alocațiile pentru apele de nivelul 1 cu 434 de milioane lei per total și sperăm că această sumă va ajuta localitățile să aibă rețele de drumuri mai bune, dar aici acest mecanism trebuie îmbunătățit. Da, din păcate nu mai avem timp, da. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR la ora 20, începe telejurnalul de la București. O seară frumoasă, să aveți sănătate tuturor!